Spectatorii sunt invitați să își ocupe locurile în sală. De tache pare rău. E, ce faci? Da, da, dracului de dubitor. Dacă nu era așa, și nenorocea băiatul și nenorocea și eu. Gata, mă duc să-i dau baloană. Mulțumesc, opa, mulțumesc! Bravo, nene Iani! Care nene? Acum pot să-mi spui și tată, mă! Tată! Hai, ce zi-mă, bagajele! Dar să nu vadă tachi! Da. Și lăsați așa niște scrisori, așa, ca un fel de certificat, așa! Da, papa, mulțumim! Tache, Ianche și Cazdâr! Asta-i! După un spectacol, starea actorului este deosebit de bună. Deci acum m-ați prins într-o stare pozitivă, care m-am înfruptat din energia publicului, care ne-a aplaudat mult, frumos. Noi am oferit publicului tot ce am putut, tot ce a trebuit și cum a trebuit. Reacția publicului a demonstrat că a fost bine și ar fi foarte bine, am fi foarte bucuroși ca acest bine să se repete de cât mai multe ori. Noi așteptăm cu drag și sunt convins că sările teatrului nostru se vor umple încă multă vreme ca să fie vizionată această piesă, acest spectacol foarte frumos și foarte bine făcut. Haide, mai ați văzut mai vrunicic mai bun ca mine, mai. Hai la altul, cel mai bunicic, mai. Eu sunt ăla, mai. Să veniți la teatru, că vă iubim. Tachea Încheie și Cadări este un spectacol foarte, foarte drag nou actorilor, dar este drag și spectatorilor, dovadă numărul foarte mare de spectatori care vin la fiecare reprezentație. Și un spectacol în care vedem că prietenia adevărată și dragostea puternică poate să treacă peste orice fel de piedică. Hai la teatru! Da, sunt de acord cu antevorbitorii mei. Mulțumesc! Vă așteptam la teatru la acest spectacol. Dragostea învinge. Haideți să vedeți. Haide, mă, Ianche, mă, ai făcut-o mai așa fată frumoasă, mă. Vă așteptăm la teatru. Hai la teatru. Poftiți, vă rugăm. Hip, hip, ura!